sau poate fi un substitut dacă renunți la media buying. Ziceam și mai devreme, sunt foarte multe business-uri mari, care sunt concernuri care în perioada asta chiar am văzut și niște statistici, persoane, business-uri care renunță la a mai cumpăra, să zicem, tot ce înseamnă bannere pe diverse publicații și așa mai departe. Adică se renunță sau se taie sau se optimizează, etc. Sau poate să fie un substitut. Am arătat mai devreme, există indicatori și face fix același lucru pe care îl face și media buying. Generează impresii, generează click-uri, generează conversii, generează awareness. SEO nu înseamnă doar SEO on page, SEO off page și user experience. Dacă am văzut că acum în ultima perioadă există agenții care zic ok, facem și user experience, adică modificăm site-ul, facem. Ei nu înseamnă doar asta. Deci nu înseamnă doar asta și sper că s-a înțeles asta din prezentarea mea. SEO este canalul care îți oferă vizibilitate în orice stadiu al consumatorului. V-am arătat că poți să fii vizibil în orice stadiu al consumatorului. Trebuie doar să fii receptiv la indicațiile pe care le are agenția. Bine, acum depinde de agenție, că marea majoritatea agențiilor probabil vin și zic, uite, avem un eșantion de 500 de cuvinte cheie, pe astea optimizăm. Nu știi ce și cum, cum sunt catalogate, unde e vizibilitatea mai mare. Noi facem cumva și chestia asta. Încercăm să catalogăm in-house și anumite situații să o comunicăm și clientului, segmentăm tipul de vizibilitate. Uite, ești vizibil pe cuvinte cheie tranzacționale așa, ești vizibil pe cuvinte cheie informaționale așa și implicit să monitorizez mai corect, adică îți dai seama mult mai bine. O chestie foarte importantă la care am vrut să o mai repet, deși face parte din ultimul slide, se repetă, fiind foarte apropiate slide-urile, SEO imprimă în ADN-ul organizației tale valori prețioase, pe termen lung, bineînțeles. Adică schimbă puțin modul cum vezi. Noi, cel puțin, am încercat să ne schimbăm în timp, să zicem, principiile noastre ca echipă. Am încercat să aderăm la un principiu, zic eu, sănătos, care în anumite situații chiar ne-a câștigat clienții. Adică să mergem pe ideea că calitatea întrebărilor este direct proporțională cu calitatea răspunsurilor. Și dacă ai un partener de dialog bun, poți să naști o discuție productivă. Chiar am avut un client astăzi care ne-a zis că ne-a ales pentru că a avut o discuție productivă cu unul dintre colegii mei. A fost cea mai productivă discuție pe care a avut-o cu alte agenții, pentru că am fost un pic acolo. Și asta am și încercat să zic astăzi acelui partener nou venit la noi ca și client, că vom încerca în perioada imediat următoare să imprimăm în ADN-ul organizației, adică a oamenilor cheie, care sunt manageri de marketing, care fac Facebook și așa mai departe, să imprimăm niște lucruri legate de zona de SEO, niște alte valori pe care noi le considerăm importante și care ne generează rezultate. SEO este game changer, că vă ziceam și mai devreme, cred că asta e și concluzia, este game changer la nivel de business. O decizie operațională inspirată poate salva un business în criză. Nu pot să zic că am primit vreun feedback de la vreun client în care mi-a zis ok, dacă nu luam decizia asta, poate eram acum, aveam business-ul în faliment. Nu mi-a zis nimeni până acum asta, dar sunt situații în care primim feedback pozitiv de la clienți și ne zic că, să zicem, discuțiile cu noi îi fac să înțeleagă că trebuie să ia niște decizii la un moment dat și că, să zicem, trebuie cumva să vadă lucrurile într-o manieră proactivă. Și ultimul punct, sper că l-am explicat bine, se înseamnă și comunicare. Chiar dacă mulți nu văd asta, dar din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, SEO înseamnă și comunicare.